Gala Culturii Sălăjene continuă și în acest an. Ajunsă la cea de-a șaptea ediție, evenimentul își propune și în acest an să-i pună în valoare pe sălăjenii care s-au remarcat printr-un act cultural de excelență. Potrivit directorului Direcției Județene pentru Cultură, cea de-a șaptea ediție va fi organizată în același mod ca edițiile de anul trecut. Va fi un eveniment la care vor participa oameni de cultură, artiști, cercetători, muzeografi, angajați ai instituțiilor de cultură și administrative, promotori ai actului cultural, restauratori de monumente istorice, specialiști în domeniul patrimoniului, reprezentanți ai ONG-urilor culturale, sponsori și reprezentanți ai unor agenți economici. Noi mai mult suntem parteneri în proiect, acolo ne suntem invitați să fim parteneri, neavând buget alocat pentru evenimente culturale, nefiind operator cultural, nefiind organizator de spectacole, noi nu putem să facem treaba asta pentru că nu ne permite legea. Dar acolo ne suntem invitați să fim parteneri, facem cu mare plăcere, iar ca de obicei în ultimii 7 ani, anul acesta vom organiza Gala Culturii, un eveniment care a pornit la inițiativa noastră, cu foarte mulți parteneri, cu sponsori și sperăm să avem un eveniment plăcut și la un nivel calitativ pe care îl așteaptă toată lumea. Cu premii și cu premiați și cu lume bună și cu lume bună. Cu acest prilej vor fi acordate trofee, diplome de onoare și diplome de excelență celor care, pe domenii de referință ale culturii și patrimoniului național, au realizat superior actul cultural sau au avut inițiative, debuturi și proiecte remarcabile în domenii de specialitate, respectiv cultura, patrimoniul cultural mobil, imobil și material, precum și celor care au susținut organizarea evenimentelor culturale din județul Sălaj.